Zdravo, Ivan. Vám povedal, bude zjelo to? Az. Na dovolené som nemla. Si je všetko do dráve. Čo chodí do dráve zjelo sa. Nem sa zase, na čo prične, na kreštické unii pár, ale nie dokudy ovaj mal. A ho drc plešila, kam si dovolí sa miest, tierta, ktoré pošla rezi z data, či dovolí sa šmalova. Lúna prekúte, všetko je prekúte. S-a primit la șase, m-am scolegi că deputatul s-a scris cerri, de plecare în deputatul Renal, unde Consiliul Renal, nu mai știu că sucesia Consiliului Roșonesc. Mi-e că sunt la ceea că mai încercat să facem tot posibil ca să eliminăm, să eliberăm de deși din postul de deputat al Consiliului Renal, el s-a primit dacă ne pot pune. La noi două oare, sesia nu se trece. Nu se trece din presiunea aceea, nu, noi nu suntem uniți, noi nu suntem votați celor oameni care ne-au ales pe noi. Noi ne-au ales oameni și l-am spus la toată lumea din Hiața, toți legătorii, practic, care ne-au ales pe noi să vadă, într-adevăr, merităm noi să fim deputați raional, eu sau nu, merităm să fim deputați raional, pentru că a fi deputat raional, mulți voi care nu sunteți prima dată, știți ce înseamnă. Sunt rău fost și de 7 ori deputat raional, 7 legislaturi, dar așa, cum la momentul de față trece ultimele sesii, nu-i chiar tare plăcut. De ce cauză? Că noi întrezem ambițiile unor forțe politice care vreau să demonstreze un singur lucru, că ei sunt forțe politice puternică. Forța politică e puternică atunci când se adevăr are toată puterea în mâini ei. Noi n-am venit nici eu, forța politică care o conduceam eu, nici alți conducători în forță politică n-au putere și de a conduce tot ei. Noi pur și simplu vreau să știi toată lumea din raion. Curând iar vor veni alegerile. Vor veni alegerile și, stimați alegători ai raionului Hiața, să faceți concluzie. Că ne alegeți pe cei oameni care vreau să fie aleși cu poporul. A fi ales poporul ăsta nu s-a văzut aceea când a fost alegerile să fie ales, pe urmă să uiți de ce și ai dat un cuvânt în fața alegătorilor. A fi ales, asta înseamnă ați găsit timp de a participa la sesiune. Pentru că sesiunea nu se face pentru președinte, Consiliul Raional, nu se face pentru clubul sau se face pentru un grup de deputați care astăzi au venit și data trecută și practic au venit tot acei deputați care au venit data trecută. Deci eu cer iertare din partea Consiliului Raional la toți cei care au venit astăzi, la data trecută, toți au venit să v-ați rup din timpul vostru, să zicem așa, care aveți lucrul tine, care aveți lucrul vostru. Și ați venit astăzi aici, dar într-adevăr, asta nu-i tare plăcut. Eu îmi cer iertare și sper că toate forțele politice care vreau să destabilizez situația în Consiliul Raional, ei pur și simplu vor răspunde în fața, să zicem, alegătorilor, nu în fața Consiliului Raional. Consiliul Raional și eu asta nu-s nimic, eu tot să aveți de voi. Practic, alegându-mi, mi-am crezut că nu putem face ceva mai bun pentru populația de Raionul Hiața. Practic, nu pot înțelege când de grabă vor fi sesiuni ca să fie pentru întărirea bugetului sau alte multe probleme care noi trebuie să oferim viața socială și economică a Raionului Hiața. Eu vă mulțumesc încă o dată la toți, ați vorbit mult, dar pur și simplu, la momentul de față, n-am tare dorința de vorbit, pentru că știi care pot să mă întreagă prin situația în care mă aflu eu acum. Eu cred că de viitor vom face toți concluzii împreună cu mine, personal eu. Vrem ca să lucrez cu Consiliul Raional foarte bine. Stimați deputați care ne-ați venit azi la sesia raională, dându-vă cuvântul mie și la toți cei care v-au sunat vouă, că într-adevăr, voi veți veni la sesia următoare. Că dacă ați avut nevoie, stimați deputați raionali, eu nu vreau să o numesc azi pe familie și pe nume, că dacă ați avut nevoie să ajutăm, să zicem, satele voastre, primăriile voastre, adresările voastre care voi le scris la Consiliul Raional, noi toți, cei care suntem azi aici și care nu s-o fac, ne votați pentru cei ca noi, să ieșim din acești situații ca să ajutăm satele acestea. Nu aveți plăcerea, nu vă duc la nimic. Aveți plăcerea de a face așa, faceți mai departe, pentru că voi
Să știți cum faci numai pentru mine. Da, într-o oricare măsură sunt foarte mult pentru mine, cei care n-au venit, pentru că, într-adevăr, eu sunt în Consiliul Raima. Dar voi spun pentru lumea care îmi doamnă de voi valeți și mă zice cu cei invitați care e la momentul de față. Eu vă mulțumesc la toți care sunt astăzi, în cerere tare, la voi, la toți cei care sunteți aici, pentru că eu, personal, v-am chemat pe voi, v-am luat, încă o dată vă spun, din ziua voastră de lucru, care voi aveți alte planuri, eu, în cerere tare, mă tare, vreau și că vă mă tare, scuzați, am trebuit să vin, numai cu pentru că aveți foarte mult de lucru, așa și ceilalți care lucrați, Călin, Gheorghe și toți care aveți de lucru, serviciu. Și sper că le transmite la toți cei care azi n-au posibilitatea să vii și n-au dorința să vii, că ei n-au făcut rău, ei au făcut rău singur lor. Da, să știe legătorii ce înțeleg. Vă mulțumesc, vă zic la toți la revedere, Doamne ajută și în cerere tare la voi.